Bună seara și bine ați venit la Bistrițeanul Live. Sunt Claudia Andron și în această seară o am alături de mine pe doamna doctor Mihaela Albu. Bună seara și bine ați venit, doamna doctor. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Ah, de când îmi doresc să vă am aici în acest studio. Atâta vorbe frumoase am auzit despre dumneavoastră și, nu știu, atâta speranță redată pacienților cum poate n-am auzit la niciun medic. Cum faceți minunile, magiile alea din sala de operații? Cred că, în primul rând, trebuie să empatizezi foarte mult cu pacienții. Ei trebuie să te simt aproape și la finalul zilei, când tragi linie, trebuie să știi că ai făcut tot ce este posibil omenește pentru a rezolva cazul cât mai bine posibil. Mă uitam la prezentarea pe care v-am făcut-o astăzi, anunțul făcut de noi că veniți la emisiune și aveați atâtea comentarii frumoase. Pe mine m-au surprins, cred că n-am avut la nimeni atâtea comentarii frumoase și atâta bucurie din partea celor care ne urmăresc. Aducem un om ca și dumneavoastră în studio. Spuneam mai devreme că am primit multe mesaje, dar cel mai emoționant mesaj de mulțumire către adresatul unui medic l-am primit din partea unui pacient de al dumneavoastră. Îmi permiteți să citesc câteva rânduri? Sigur că da. Așa. Haideți să vedem. Numele meu este Vasile Boiciuc. Este o scrisoare pe care noi am primit-o la redacția bistrițeanul.ro în urmă cu un an. Sunt un om simplu din comuna Ilva Mică. Povestea mea începe în 3 martie, când în urma unui incident mi-am pierdut degetul. În acel incident, degetul mare de la mâna dreaptă mi-a fost tăiat efectiv. Am ajuns la Spitalul Județean de Urgență Bistrița în jurul orei 12. Sincer, vă mărturisesc că nu credeam vreodată că o să mai am deget. Nu mă gândeam la durere, deși era groaznică, mă gândeam doar la cum o să fiu eu fără un deget la mâna dreaptă. Acesta era gândul care mă cuprindea în acele momente. Ajuns la spital, am început să fie evaluat și tot auzeam că va veni doamna doctor Mihaela și mă va opera. Mă gândeam atunci, oare ce să-mi facă? Vine să mă opereze, să nu am așa mare cicatrice în urma pierderii degetului? A venit doamna doctor și la ora 15 am intrat în operație până la ora 22:30. Oameni buni, până la ora 22:30, vă puteți imagina așa ceva? Să lucrezi 7 ore și jumătate fără pauză. Cine lucrează atâta fără pauză? Toți la locurile noastre de muncă mai facem o pauză, ba să mâncăm, ba să ne astâmpărăm setea, ba să ședem un minut. Dar acest om special nu a luat nicio secundă de pauză și atunci nu merită un imens mulțumesc din inimă, merită toate cuvintele mulțumesc din întreaga lume, care s-ar putea rosti și care s-ar putea scrie, chiar mai mult decât atât. Observ că mă emoționez eu citind textul, mai mult decât vă emoționați dumneavoastră. Nu numai pentru că a stat atât în operație merită, ci și pentru faptul că pe toată perioada cât am stat internat, 3 săptămâni, nu a trecut o zi să nu mă viziteze. Zilnic venea la mine în vizită să vadă cum mă simt și să-mi schimbe pansamentul. Astăzi, slavă Domnului, sunt acasă cu familia, cu degetul la loc, mă simt foarte bine și urmează să încep recuperarea. Pentru tot efortul depus, pentru toată omenia de care ați dat dovadă și pentru grija permanentă pe care ați avut-o față de mine, mă înclin cu deosebit respect și cu nemăsurată recunoștință înaintea dumneavoastră, doamna dr. Mihaela Albu. Vă amintiți această scrisoare? Da, mi-amintesc. Și pacientul, vi-l amintiți? Mi-l amintesc perfect. A fost un caz dificil, deoarece a avut o amputație prin strivire. De obicei, în chirurgia reconstructivă, sunt unele indicații relative de replantare. Prin strivire e mult mai greu să replantezi un deget. Am zis să încercăm și am reușit, până la urmă, satisfacția pacientului, cea mai mare satisfacție a mea. Câte astfel de cazuri ați făcut în cei 6 ani de când sunteți la Bistrița, de când Spitalul Județean de Urgență Bistrița are onoarea de a avea un medic ca și dumneavoastră specialist în microchirurgie, în chirurgie plastică și reparatorie, ceva ce noi nu ne imaginam acum 10 ani, de exemplu. Cam câte cazuri ați... Câte mâini ați replantat? Câte degete? Câte... Sincer, nu am stat să le număr. Trauma de mână e cea mai frecventă. Traumă și cea mai frecventă chirurgie, chirurgia mâinii, când vorbim de chirurgia plastică și reconstructivă. Iar zona Bistrița are și mai multe cazuri de traumă, deoarece se lucrează mult la pădure, se lucrează cu lemnul, cu flexul și circularul. În fiecare săptămână avem mâini, unele amputații complete, altele parțiale. Tot ce ține de noi, de reconstrucția mâinii,
facem ca să aibă pacient o mână funcțională, să poată să lucreze în continuare. Știu că stați, așa cum spunea și pacientul, de aici foarte multe ore în sala de operații. Care a fost cea mai lungă operație pe care ați avut-o la Bistrița? Cred că de curând o operație de 15 sau 16 ore. Aoleu, dar ce ați făcut, doamna doctor, acolo? Am avut un pacient care tot așa a avut o leziune de strivire de membru inferior, etajată, un buștean care a căzut pe gambă, după aceea pe picior. Pacientul a avut leziuni vasculare, nervoase, lipsă de substanță mare și a trebuit să-i reconstruim piciorul. Un pacient tânăr de 19 ani care avea toată viața înainte și atunci ne-am străduit. Ați făcut tot ce a ținut de noastră? Da, să reconstruim piciorul. Și cum a ieșit operația? Pacientul este bine? E acasă. Și dumneavoastră sunteți fericită că ați reușit să mai bifați o minune. Vedeți, doamna doctor, de asta se spune de dumneavoastră că faceți minuni la Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Cam câte operații faceți într-un an? Aproximativ 600-700. Atâtea traume avem noi? Majoritatea intrați pe traume. Traume, tumori, chirurgia plastică se ocupă de țesuturile moi, de piele, țesut grăsos, mușchi, artere, nervi, orice leziune sau orice tulburare congenitală, adică când se nasc cu ea sau dobândită pe parcursul vieții sau trauma, ține de chirurgie plastică, partea superficială a corpului și țesut osos la mână. Pe perioada pandemiei, numărul de operații a fost mai redus din cauza locurilor mai puține pe perioada pandemiei, din cauza restricțiilor. Anul trecut au fost mai puține, da, în medie undeva la între 500-700 de operații pe an. Știu că în urmă cu câțiva ani v-au trimis un pacient de la Sibiu să-l operați la Bistrița. Vă mai vin pacienți din alte județe? Da. Vă sunt trimiși? Da, sau vin ei prin cunoștințe, au auzit, am pacienți... Au auzit de minunile pe care le face doamna doctor Albu? Inițial încearcă să vadă, de exemplu, dacă nu au primit șansă în altă parte, vin să încerce și atunci găsim o soluție împreună. Mie îmi plac provocările și îmi place să încerc. Asta voiam să vă întreb. Cred că vă plac provocările foarte mult pentru că reușeți să faceți posibilul acolo unde se spune imposibil să mai faci ceva, trebuie amputație. Tot timpul se mai poate face câte ceva. Niciodată nu recurgem la metoda radicală, doar dacă am încercat toate variantele și nu se poate nicicum. Sau dacă starea de sănătate a pacientului nu permite operație foarte lungă. Din păcate sunt și astfel de pacienți cu multiple probleme de sănătate și nu poți să-i ții într-o operație foarte lungă, foarte mult timp. Deci să stea cum a stat, de exemplu, acest tânăr pacient, spuneați de 16 ore în care, da. 15-16 ore în care trebuie anesteziat, nu? Exact. Și unii nu fac față anesteziei. Unii cu probleme cardiace sau respiratorii nu sunt candidați buni pentru reconstrucție, pentru că noi punem viața în pericol pentru a salva un membru, dar de fiecare dată când putem face o reconstrucție la un pacient relativ stabil, chiar dacă are probleme de sănătate, încercăm. Bineînțeles, vorbim cu anestezia în cazul în care pacienții au alte probleme de sănătate, vedem dacă din punctul lor de vedere se pretează o anestezie așa de lungă. Care a fost cel mai tânăr pacient pe care l-ați operat? Cel mai tânăr pacient? Cred că 2 ani. 2 ani. Ce s-a întâmplat? Sunt pacienți care vin la urgențe, copilași mici, care, să zic, își amputează un vârf de deget. Sunt copii care au traumatisme, majoritatea minore, accidente de joacă, cu plăci diferite la față. Și atunci faceți chirurgia plastică și fina dumneavoastră ca să nu se mai vadă. Să arate bine. Sau mai sunt copii micuți care au malformații congenitale, de exemplu, malformații la mână, la degete. Ați operat inclusiv așa ceva? Da. Malformațiile țin de... Facem noi operații din astea la Bistrița? Sigur că da. Datorită doamnei doctor Albu. Ce vreau să vă rog frumos, înainte de a-i ruga pe cei care ne urmăresc să vă trimită întrebări, dacă au întrebări pentru dumneavoastră și uite, să profite de ocazia de a fi în studioul nostru astăzi și să le puteți răspunde. Voiam să vă întreb cum ați ajuns să alegeți această specialitate? Pentru că e totuși destul de rară și microchirurgia mi se pare destul de rară și foarte puțini specialiști la nivelul țării în așa ceva.
Inițial, în anul întâi sau doi de facultate, am ales chirurgia plastică pentru chirurgia estetică. Ulterior, am descoperit că chirurgia plastică și estetică înseamnă mult mai mult decât atât. Microchirurgia e pasiunea mea până la urmă și chirurgia estetică, dar și microchirurgia. Am ales-o cu sufletul, să spun. Ceva ce mi se potrivea mie, pentru că sunt meticuloasă, am răbdare. Trebuia o chirurgie fină, de finețe. Păi nu cred că există ceva mai fin decât microchirurgia. Haideți să le explicăm celor care ne urmăresc. Ce faceți dumneavoastră într-un proces, nu știu, într-o operație care presupune microchirurgie? Dumneavoastră legați inclusiv nerv? Nervul e mult mai ușor de suturat. Arterele îi ușor, gradul de dificultate ușor mai crescut. Vorbim de artere de sub un milimetru diametru. Auleu, multe deci ori la deget. E incredibil. Există și de 0,7 mm. Aici vorbim de super microsurgery. Și venele care gradul de dificultate este mai ridicat decât la artere, pentru că ele n-au perete vascular, se colabează. Nervii, partea cea mai ușoară din reconstrucție. Deci nervii, mie mi se părea că e imposibil să legi un nerv. Deci nu acolo e marea provocare. Nu, la vene, să zic, arterele, venele, trebuie să ai un microscop performant. Dacă vorbim de degete, unde sunt cele mai finuțe elemente, la antebraț cresc în dimensiuni, la braț sunt mai mari, dar la degete e cea mai fină chirurgie, microchirurgie. Da. Știu că au reușit să vă atragă la Spitalul Județean de Urgență Bistrița cu dotările pe care le aveau aici. În continuare aveți tot ceea ce vă trebuie sau, nu știu, poate visați să faceți un alt gen de chirurgie, că ne tot uimiți așa, de la un an la altul, tot mai aflăm că mai face doamna doctor Albu câte ceva. 99, din ce am nevoie acum, am tot ce mi-am dorit. Provocarea au fost în primele luni, când nu exista chirurgie plastică și am avut nevoie de multe lucruri, dar s-au achiziționat într-un timp relativ scurt. Mai am ceva în minte care nu știu dacă se face în România sau se face foarte puțin, dar o să vă spun la momentul. La momentul potrivit, nu vreți să ne dezvăluiți. Potrivit. Deci toată lumea, Crăciunița Torna, super om, super profesionist, numai inimioare curg pe aici, fetele, vă iubesc foarte mult, o să vorbim imediat și de ce vă iubesc fetele atât de mult. Dumneavoastră ați visat dintotdeauna să fiți medic și să fiți medic-chirurg? De undeva... Aveați o moștenire de familie în sensul ăsta? Am avut o verișoară care a făcut medicina, dar cred că mi-am dorit puțin înainte sau tatonam terenul. Undeva prin clasa a șaptea am început să-mi doresc medicina. Sora mea a urmat farmacia, părinții mei și-au dorit să fiu și eu farmacistă, că ar fi mai tot în zona aia. Mi-ar fi mai ușor, dar n-au reușit să mă convingă să nu fac medicină. Deci a fost o luptă, ei chiar voiau să vă fie mai ușor fiind farmacistă. Da. Și acum ce zic când văd ce succes nebun are doamna doctor Albu? Sunt mândri, da? Și se felicită că ați învins dumneavoastră în acea luptă în care voiați să vă faceți medic. Care erau pasiunile dumneavoastră în liceu? Mă refer la materii. Matematica, informatica. Aici voiam să ajung pentru că citisem asta în rândurile scrise de-a lungul anilor în presă de dumneavoastră. Eu am observat o chestie. La chirurgii foarte buni au pasiune pentru matematică și informatică și în general în liceu nu, de asta își amintesc de matematică și de informatică și de o pasiune. De ce credeți că este legătura asta? Presupune o logică în operațiile pe care după aceea le faceți? Eu cred că trebuie să gândești la rece unele lucruri, trebuie să fii foarte precis, ceea ce înseamnă matematică până la urmă. De exemplu, chirurgia plastică poate să fie și o artă, poate să fie și o geometrie în spațiu. Dacă vorbim de estetică, trebuie să ai o geometrie în spațiu. Să vezi bine. Să integrezi fiecare element ca să arate armonios până la urmă. De fapt, frumusețea e armonie. Unde ați făcut facultatea?
La Cluj am făcut. La Cluj ați făcut. Deci sunteți absolventă a școlii de medicină de la Cluj. De la Cluj. Și după aceea ați avut ocazia unui rezidențiat în Germania, unde ați lucrat cu cei mai mari medici în chirurgie plastică de acolo, nu? Așa este. Inițial am făcut la Cluj câțiva ani din rezidențiat, inițial la spitalul de urgență, ulterior la spitalul de recuperare și după aceea am aplicat CV-uri în Germania. Am fost la câteva interviuri. Din fericire, am fost acceptată din al treilea, al patrulea interviu. Și ați lucrat acolo aproape 2 ani, așa? Ani, da. De ce nu v-ați hotărât? Știți că este visul ăsta german și salariile și să trăim într-o altă țară, că acolo e mai frumos decât la noi. De ce doamna doctor Albu nu a ales Germania și a ales Bistrița când a revenit acasă? Motivele sunt mai multe. În primul rând, am mers cu soțul meu, el nu prea s-a adaptat. Și în ceea ce e adevărată răceala aia a nemților? Da și nu, nu neapărat. Ei sunt foarte direcți. Răceala nu, n-am simțit-o, dar am simțit că îmi lipsește tot timpul ceva. N-am reușit să mă simt ca și acasă, simțeam că îmi lipsește ceva. E un sentiment aparte când ești plecat, n-am crezut că o să-l trăiesc. Cât ești plecat din țară, să simți că îți lipsește, că nu reușești să fii de acasă, cum se spune. Uh-huh. Și am zis să încercăm în România. N-am zis 100% că o să rămânem neapărat. Am zis să vedem cum stau lucrurile. Eu mi-am dorit să ajung într-un spital unde reușesc să fac tot ce știu să fac și tot ce pot să fac și până la urmă, pentru mine asta e suficient. Dacă reușesc să-mi profesez meseria, să fac tot ce-mi doresc, până la urmă e cea mai mare satisfacție. Cât de mult v-a ajutat rezidențiatul din Germania și echipa de medici pe care ați întâlnit-o acolo? Foarte mult, mai ales pe partea de estetică. Deci estetica ați lucrat mai... Estetica și, am învățat-o acolo, în Germania. Da, și tehnologia asta de care sunteți pasionată tot acolo sau... Am început și în Cluj. Și în Cluj am făcut parte de reconstructivă și microchirurgie. Am continuat-o în Germania și în Germania făceau microchirurgie, dar am învățat parte de estetică, din fericire, și am învățat-o destul de bine, zic eu. La momentul respectiv, când am ajuns acolo, profesorul care m-a acceptat pe post era șeful asociațiilor chirurgilor esteticieni. Deci era unul dintre cei mai buni pe estetică și avea o echipă foarte bună pe estetică. Unii se pricepeau foarte bine la lifting, alții la rinoplastie, alții la sâni. Era o echipă foarte bună în momentul respectiv. Mai păstrați legătura cu ei? Da, cu majoritatea dintre ei. Așa, și mai mergeți la congrese. Mm. Știu că sunteți pasionată să rămâneți cumva la zi cu toate noutățile în acest domeniu. Ați continuat să mergeți la congrese și să țineți legătura cu medicii de acolo din Germania, alături de care v-ați format și a strălucit, da, da. A strălucit acolo și după aceea ați venit să străluciți aici la Bistrița. Mulțumesc, da, țin legătura cu ei, mai ales prin cadrul congreselor și nu numai, ne mai scriem din când în când. Unii dintre ei au venit și în România la congrese, la București, când au fost și am reușit să ne întâlnim. Da, îi până la urmă o satisfacție, facem și schimb de informații când este nevoie. Este, pe lângă o prietenie, este și productiv. Care a fost momentul în care ați decis că alegeți Spitalul Județean de Urgență din Bistrița? Pentru cei care ne urmăresc și nu știu, dumneavoastră sunteți originară din Bihor, din localitatea Aleș, de o localitate foarte frumoasă, am fost pe acolo. Și cred că puteați alegeți, nu știu, aproape orice spital din țara asta și-ar fi dorit un medic ca și dumneavoastră, un specialist în chirurgie plastică și reconstructivă. În momentul în care ne-am hotărât să venim în țară, am căutat posturile disponibile la momentul respectiv. A apărut spitalul din Bistrița și știam că spitalul din Bistrița e în plină dezvoltare și urmează să se dea în folosință 8 săli de operație. Știam pentru că soțul meu este reprezentant medical și câteodată când aveam timp, mergeam cu el cu mașina. Atunci am hotărât că dacă spitalul e în plină dezvoltare, aș putea să operez tot ce îmi doresc și atunci ne-am hotărât pentru Bistrița. Am depus dosarul, m-am înscris și am luat postul.
Și v-ați cam mutat la Bistrița, că din ce știu v-ați lipit de acest oraș, aveți chiar casa dumneavoastră, nu la Bistrița, un cabinet propriu unde face... Apropo, ce faceți la cabinetul dumneavoastră de acasă? Mică chirurgie, așa? Mică chirurgie, operații în anestezie locală și partea de injectări, de estetică. De estetică, da, o să vreau să vorbim și despre asta. La Spitalul Județean, în general, faceți operații de chirurgie reconstructivă, da? Așa. Și micro și microchirurgie și mai aveți o colaborare, nu, cu Clinica Sanovil. Da. Cu Clinica acolo ce faceți? Mamă, deci cred că aveți un program foarte, foarte plin. Așa este. Acolo fac operațiile care necesită anestezie generală. Așa. Operații de estetică, de la blefaroplastii, la rinoplastii, la otoplastii, tot ce ține de sân, de abdomen, de liposucții, operațiile mai mari de estetică. Aha. Și la Spitalul Județean, așa cum spuneam, faceți reconstrucție, da? Ceea ce vorbeați mai devreme de marile traume. S-a întâmplat, nu știu, vreodată să vă sune în miezul nopții colegii de la Spitalul Județean de urgență și să zică: doamna doctor Albu, vă rog frumos să veniți, vă rugăm să veniți repede că avem un caz. S-a întâmplat să vin și multe după mese, mai multe la început. Acum mai puțin, ușor, că mai împart cu colega mea urgențele. Da, am auzit că avem de un an o doamnă doctor care vă ajută tot pe... Mă rog, lucrați în echipă pe partea de chirurgie reconstructivă, da? Da. Așa. Așa. Deci s-a mai eliberat... Deci cred că s-a dezvoltat odată cu venirea dumneavoastră o adevărată mini-secție de chirurgie reparatorie. Așa este. E foarte important să se mai reducă volumul de muncă. Primii ani a fost foarte, foarte greu pentru că volumul era foarte mare. Foarte mulți pacienți, foarte multe urgențe, greu de gestionat în timpul programului. Și un singur medic, doamna doctor Albu. Da. Pe toate chestiile. Este o operație, nu știu, care v-a rămas cumva la suflet, să zic așa, în care ați avut cea mai mare provocare și ați reușit să-i faceți față? Cred că sunt două sau trei intervenții care le-am simțit eu ușor mai dificile, dar rezultatul a fost bun. Unul a fost cel recent cu traumatismul prin strivire. Cu tânărul de 19 ani de care vorbeați, așa. Un alt pacient, cred că tot prin strivire a fost, piciorul, tot cu reconstrucție. Și-am mai avut un pacient de undeva din Râmnicu-Vâlcea, dacă nu mă înșel. Aoleu, de la Râmnicu-Vâlcea au venit pentru dumneavoastră, da, să-i operați? Da. A avut o infecție veche la os, o infecție extinsă, i s-a propus amputația. Am zis să încercăm să reconstruim cu un os luat din altă parte și am reușit. Pacientul e bine. Ați făcut și magia asta, și minunea asta în sala de operație. M-am străduit. Da, uitați, Claudia Klein vă întreabă, am o întrebare la doamna doctor, dacă eu am o problemă la umărul drept, mi sunt rupte melganentele, cred că ligamentele, ceva de genul ăsta. Se poate face operație de genul ăsta? Ține de specialitatea dumneavoastră? Parte de umăr, de articulație, da. Ține de ortopedie. De ortopedie. Da, este bine să consulte un ortoped, să facă investigațiile necesare, un RMN, eventual ei hotărăsc dacă trebuie artroscopie și ce se poate face pentru patologia dânsei. Da. Alexandru Mihai Pădurean. Bună ziua! Aș avea o întrebare. Am un nodul gras la sân destul de mare. Cum aș putea rezolva? Dacă se referă la un lipom. Da, cred că asta. Da. Trebuie făcut o ecografie de părți moi, să vedem să nu fie altă leziune suspectă, se tratează diferit. Dacă este lipom, depinde de mărime. Dacă nu este mare, se poate rezolva în anestezie locală. Dacă lipomul este mai mare, trebuie apelat la anestezie generală, dar e important să excludem altă patologie la sân, să nu fie de natură malignă. Da, da. Trebuie făcut o ecografie, o mamografie și... Chiar dacă este cazul unui domn. Că eu din ce înțeleg aici, da. Alexandru Mihai Pădurean este un domn. Da, și la bărbați pot să apară, este 1% din tumorile maligne, dar poate să apară și la bărbați probleme. Da. Deci ecografia, și dacă ecografia la bărbați, am omis, nu se face mamografie, ecografia, dacă ecografia ne orientează înspre un lipom, atunci se poate scoate, depinde de dimensiune.
Da. Vreau să vă întreb, este o întrebare și personală pe care am legat de rinoplastie. Lăsând la o parte considerentele estetice, rinoplastia, am zis bine, la operația da. La nas, că nu sunt da. Medic și să da, nu da, dau așa... da, să nu fac o gafă, am vrut să folosesc o expresie pe care o folosesc în mular, dar nu e cazul că suntem la televizor. Așa, deci... La rinoplastie se impune și în alte cazuri decât în cele estetice. Și am o să vă spun, eu cred că în urma unei traume din copilărie, cu una dintre nări cel puțin, nu pot să trag aer pe ea, fapt pentru care sunt mai mereu cu gura deschisă și îmi și merge melița foarte tare și cred că ar putea fi un mare bine pentru acest oraș să am melița mai mult închisă dacă aș putea respira pe nas și n-ar trebui să am gura mereu deschisă. Deci sunt astfel de... se poate impune operație de rinoplastie în cazul în care, nu știu, din anumite nu poți respira bine? Rinoplastia e strict estetic. Deci rinoplastia este strict estetic. Așa. Septoplastia este funcțional sau reducerea de cornete. Dacă un pacient singura lui dorință este să respire mai bine, așa. Atunci trebuie corectat doar septul și eventual cornetele în cazul în care pacientul e alergic. Este o patologie care o rezolvă oreleu. Da, rezolvați așa ceva la Spitalul Județean, astfel partea de cazuri. Partea de septoplastie o fac oreliștii. Oreliștii, da. Așa. Dacă pacientul își dorește și îmbunătățirea aspectului nasului, atunci facem noi în cadrul rinoplastiei, facem și septoplastia și reducerea de cornete. Ce sunt aceste cornete? N-am mai auzit în viața mea de... Le-am și eu, da? Există. Da. Așa, bun. M-am liniștit, așa. Sunt niște proeminențe osoase acoperite așa. De mucoasă, da. Care la unii pacienți, din cauza alergiilor, la praf, la polen, chiar dacă nu se sizează neapărat, dacă nu e alergia foarte mare, poate să se sizeze că strănută în condiții în care e mai mult praf sau polen, duce la hipertrofia lor, adică cresc. Asta înseamnă că îngustează spațiul prin care aerul intră. Aha. Și atunci se impune o operație pe care o faceți dumneavoastră, chirurgii plasticieni sau... Partea de cornete o fac oreliștii. Deci și partea de cornete o fac oreliștii, dar și dacă... Așa, și septul. Dacă e în cadrul rinoplastiei, atunci pot face și plasticienii, dar în general astea se rezolvă la spital, prin casa de asigurări și atunci nu e nevoie să vină în privat. Mulțumesc, sunt mama lui Alexandru, deci era un nume de domn, dar de fapt o doamnă, este foarte mare nodulul, dar aveți nevoie de un consult să se stabilească întâi dacă nu este o patologie, adică dacă este sigur un lipom de grăsime și dacă nu se poate rezolva. Raveca Maria Moldovan, bună seara, fica mea a suferit intervenții chirurgicale la genunchi și are cicatrici foarte urâte rămase, se poate face ceva? O seară frumoasă! Pentru da. Niște cicatrici urâte rămase în urma unor operații. Apropo, faceți asta? Cicatrici, da. Da. Se pot corecta. Există mai multe tipuri de cicatrici. Cicatrici late. Așa. Lățimea lor este mult prea mare și arată urât. Există cicatrici hipertrofice, cheloide și retractile. Ce înseamnă hipertrofice? Adică o cicatrice crește mai mult decât normal și cea cheloidă. Așa. Sunt roșii, ustură, da, și mănâncă, da, da. Sunt elevate. Ele se tratează cu un injectabil, un cortizon, și atunci în 6 ședințe se aplatizează. Dacă vorbim de cicatrici late, ele se pot exciza și se reduc ca și dimensiune. Ulterior se pot face tot felul de proceduri. După ce le reduci, rămâne o liniuță fină care se poate îmbunătăți ulterior. Dacă vorbim de cicatrici retractile, adică nu lasă articulația să se îndoaie, se pot face iarăși niște proceduri de alungire a cicatricei ca să lase articulația să fie mobilă. Sunteți foarte renumită și pentru implanturile mamare pe care le faceți, bănuiesc că la Clinica Sanovi le faceți acolo așa. Spune, cam câte operare, câte fete ați făcut fericite din Bistrița? Eu știu o grămadă de fete din Bistrița fericite după ce au trecut prin mâna dumneavoastră. Suficiente, sincer, n-am avut curiozitatea să le număr. Avem operații la sân, cred că sunt cele mai cerute intervenții, indiferent că e vorba de implant, e vorba de lifting mamar, e vorba de reducție mamară, sunt care doresc să le aibă mai mici.
Ah, da? Din cauza durerilor de spate, sunt paciente care au gigantomastie, sunt mult prea mari și atunci provoacă dureri la coloană și prin reducția lor, bineînțeles, faci o formă frumoasă a sânului, sânul mai lăsat pe torace, reduci volumul. A, și faceți și asta? Da. Multe minuni și magii faceți. Zice Raveca Maria Moldovanu, nea elată, cealaltă e în trei puncte. Cred că și aici ai nevoie de un consult să vedeți dumneavoastră. Exact. Dădea cineva adresa dumneavoastră, strada Faleză numărul 47, adresa cabinetului dumneavoastră, da. Strada Faleză numărul 47 este corectă, da? Da. Da. Deci, cine vrea pentru un consult, vă poate suna și să vă găsească la cabinetul dumneavoastră. Bănuiesc că este pe Facebook, nu un program afișat. Dacă vreți, puteți să-l spuneți aici, nu avem la bistrițeanu.ro niciun fel de restricții și mă bucur că sunteți în orașul ăsta, că avem acces la dumneavoastră și chiar îmi doresc să vă găsească oamenii și să faceți magie în fiecare caz, că fiecare cred că așteaptă o minune de la noastră, așa că cum vă pot găsi? Pe Facebook? Pe Facebook este și site-ul primeestet.ro. Primeestet.ro, unde găsește numărul de telefon, trebuie unde sunat. Se pot face programările. Exact. Apropo, cum este program? Cam cât timp vă prind pe dumneavoastră pentru un consult? 2-3 săptămâni? Cam așa. Deci, să fie înțelegători, sunteți un medic într-adevăr foarte, foarte căutat și trebuie să aibă răbdare. Așa. V-a explicat doamna doctor unde o puteți găsi. Ana Domide, un om minunat. Deci numai mesaje, numai inimioare aveți pe aici de la fete. Spuneți-mi, vă rog frumos, operațiile de rinoplastie, da? Acelea în care facem nasul frumos. Sunt anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinești ca să, nu știu, să faci operație de genul ăsta? Da, în primul rând, pacientul trebuie să fie sănătos, să nu aibă probleme cronice de sănătate, probleme cardiace, renale, hepatice sau pulmonare. Dacă, de exemplu, pacientul are o tiroidită și ținută sub control, se poate face intervenția. Înainte de intervenție, trebuie făcute niște analize de sânge care ne arată starea de sănătate, să nu existe tulburări de coagulare. De asemenea, la pacienții peste 40 de ani trebuie un consult cardiologic. Este foarte important pentru anestezie să știm dacă există probleme cardiace și, în general, trebuie făcută o computer tomografie care ne arată nou starea septului, pentru că în cadrul rinoplastiei corectăm și deviația de sept, sau să nu existe sinuzite, deoarece sinuzitele în care există colecții trebuie rezolvate inițial și ulterior făcută rinoplastia. În cazul operațiilor la sân sunt contraindicații, nu știu, operația, un implant mamar. O să vreau să vorbim în mod special de reconstrucțiile după un cancer de sân. Știu sigur că le faceți și le faceți cu mare succes. Spuneți-mi, în cazul unui implant mamar, sunt anumite condiții de sănătate pe care pacienta trebuie să le aibă pentru operație reușită? Da, tot așa, starea generală de sănătate trebuie să fie bună, analizele trebuie să fie bune. La implantul mamar este foarte important ca pacientul să nu fumeze, să nu fie fumător. Să nu fumeze. Exact. De ce? Explicațiile de ce nu este recomandat implantul mamar fumătoarelor. Pentru că în timpul operației aducem un corp străin. Tot așa, în timpul operației, o parte din vascularizație, din circulație e întreruptă prin disecția pe care o realizăm noi și atunci circulația vine numai prin lateral. Fiecare fum de țigară sau fiecare țigară produce vasoconstricție până la 4 ore, timp în care și așa cantitatea de sânge redusă se reduce și mai mult. În timpul ăsta nu ajunge oxigenul suficient pentru vindecare, nu ajung substanțele nutritive și nu ajunge nici antibioticul pe care îl dăm noi. Încetinește vindecarea. Se spune că de undeva de 6 ori crește riscul de infecție și de tulburări de vindecare comparativ cu pacientele nefumătoare. Deci important este să se lase de fumat după operație cel puțin cât timp? Înainte de operație cu o lună și așa. După operație 6 săptămâni. Păi prost să fii să te mai apuci după aia de fumat. Deci dacă ai reușit asta, cu un drum le-ai făcut toate. Bun, vreau să-mi spuneți de blefaroplastie. Este operația ploapei, nu că avem ploapa căzută, că... Da.
dacă nu avem pus botox, așa, și ne, și după vârstă, oricum, cu tot botoxul din lume, tot ne cade pleoapa, atunci puteți face intervenții, nu, de ridicare a pleoapei. Da. Faceți astfel de intervenții? Da. Vorbim de, se poate face blefaroplastie superioară la pleoapă de sus sau blefaroplastie inferioară la pleoapă de jos. Aoleu, nu credești, ne puteți face ochi de pisică cu bisturiu, da? Da? Deci... Fox eyes, da, și se poartă. A, deci se și poartă așa ceva. Bun, sunt pe trend. Sunt complicate astfel de operații? Bine, pentru dumneavoastră știu că nu sunt. Cred că e mai greu să pui un membru amputat la loc. Așa? O pleoapă de sus se face în anestezie locală. Este o procedură relativ simplă. Pleoapa de sus poate să aibă exces de piele sau și exces de grăsime. Câteodată compartimentul de grăsime din spatele ochiului devine aparent în colțul ochiului și atunci trebuie corectat și asta, dar se poate face cu anestezie locală. Dacă se combină cu blefaroplastia inferioară... Dar la cabinet? Nu, asta tot la Sanovil se face. Așa, da. Dacă se, pentru că trebuie pacienții să rămână o noapte sub supraveghere. Da, se este pun, totuși se dau medicamente, se pun ochelari cu care răcoresc zona ca să nu crească edem. Dacă e combinată cu blefaroplastia inferioară, mie îmi place să le fac în anestezie generală, pentru că timpul intervenției undeva la 2-2 ore jumate. Pacientul nu simte nimic în anestezie generală. Oricum, zona ochilor e destul de neplăcut să lucreze în anestezie locală. Se poate face și în locală, dar mie, eu nu prefer preferați, să fac da. În anestezie generală când e combinată cu pleoapa de jos. Când o recomandați? După anumită vârstă? Nu știu, adică nu pot să am niște mofturi. Am eu un moft și vreau, nu știu, ochii de pisică așa dintr-o dată. În general, după 35 de ani începe excesul de piele. De piele, uneori și grăsime, cu pungile de sub ochi. Sunt și paciente care, din păcate, au o moștenire genetică mai puțin fericită și au exces de piele sau de grăsime la pleoapele de sus și ele au nevoie. Își doresc intervenția mai repede, undeva pe la 27 de ani. A, da, există și astfel de situații? Uite, nu m-aș fi gândit. Da, sunt care au excesul de grăsime la nivelul pleoapei de sus, ajunge aproape de gene, îngreunează deschiderea pleoapei, destul de incomod și atunci apelează la blefaroplastie mai devreme, pentru că au o moștenire genetică. Lifting chirurgical faceți? La față, acolo cu bisturiu, da. Cu așa, da? Da? Și cum este o, nu știu, sunt niște indicații speciale ca în cazul operației la sâni, adică nu pot să, sunt ceva indicații speciale pentru pacientele dumneavoastră? Da, pacientele care au un exces de piele, care nu poate să fie corectat prin injectabile, excesul de piele la nivelul părții inferioare a feței și la nivelul gâtului se corectează cu lifting facial. Un lifting facial corect trebuie, prin liftingul facial întins, atât pielea cât și structurile profunde, smasul, e o fascie, pentru că dacă nu se întinde și structura aceea profundă, excesul de piele revine mult mai repede, într-un an, doi. Dacă se întind structurile profunde, rezultatul de lungă durată este mult mai bun. Ați făcut astfel de operații? Care a fost pacientul, nu știu, pacienta cu vârsta cea mai înaintată? Că bănuiesc că noi, fetele, avem probleme de lifting. 60 și ceva de ani, 62, 63. Și cu cât a fost efectul de întinerire? Cam cu cât ați dat timpul înapoi? În general, cam cu 10-15 ani. 10-15 ani. În general trebuie combinat și cu blefaroplastia, indiferent cu faci în aceeași intervenție sau o faci înainte blefaroplastia sau faci după lifting. Depinde, rămâne la latitudinea pacientului ce alege și depinde dacă cardiac e ok, totuși e operație undeva de 4 ore jumate lifting-ul. Bun, aș vrea să vă mai întreb de Vivi Faura, adorabile femei sunteți, doamna doctor, mai ales pe mine continuă să mă uimească cu ceea ce face și ceea ce ați adus nou la Bistrița. Știți, mă gândeam mai devreme în timp ce dumneavoastră vorbeați de faptul că nu sunteți numai un inginer așa în chirurgie foarte precis, că să legi vene, vinișoare, nervi, dar sunteți și un artist, că vorbeați cu atâta pasiune de simetriile pe care trebuie să le obții și de proporțiile corecte.
Ați avut, nu știu, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, traume în care să fi fost afectată fața și să fi făcut operații de reconstruire? Da, din păcate sunt destul de multe traumatisme, ori din accidente rutiere, ori pacienți care lucrează cu drujba. Am avut o serie de deci cazuri. Deja noi, cum avem și păduri de tăiat, avem da. Și oameni cu drujba foarte hotărâți. Și scapă. Sau am avut paciente mușcate de față de câini. Am avut cazuri destul de dramatice în care au trebuit reconstruită fața. Și a ieșit bine? Da. Ați reușit să-i redați aspectul estetic până la urmă și cât de cât funcțional? Așa este, dar totuși au rămas niște cicatrici. Care da, partea funcțională și estetică cât de cât a fost reconstruite, pomeții, pleoapele, lipseau bucăți. Bucăți de carne, nu? Da, din față și asta... Da. Da. Vedeți că mă gândeam numai la partea estetică, dar dumneavoastră a spus și partea funcțională, că de multe ori ne gândim la estetică, dar pentru dumneavoastră ca și doctor de chirurgie reconstructivă este foarte importantă funcționalitatea, că degeaba ai piele acolo pe față, dar nu mai poți zâmbi, nu? Sau, Așa este. Prima dată, cel mai important este să reconstruiești partea funcțională, după aceea te gândești la partea estetică, pentru că aceea poate fi îmbunătățită pe tot parcursul vieții, dar de exemplu, la această pacientă îi lipsea o bucată din pleoapă, pe lângă alte plăci care le avea, pe lângă alte multe plăci. Asta înseamnă că ochiul are nevoie de protecție, de acoperire prin pleoape. Primul lucru la care te gândești este să reconstruiești pleoapa și după aceea îmbunătățești partea estetică a feței. Și acolo cum ați făcut? Cum ați reconstruit pleoapa? Mă scuzați, dar eu am niște curiozități, că de asta m-aș fi făcut jurnalist. Sunt diferite lambouri care le poți face. Un lambou înseamnă piele și grăsime sau și mușchi cu o vascularizație. Și atunci se poate lua de la frunte o bucată sau se poate lua din zona glabelară și îl întorci pe pleoapă ca să poți să-i reconstruiești. Sau se poate lua de aici, de la obraz. Sunt diferite tehnici. În partea frumoasă, în chirurgia plastică, că există tot timpul variante și mie îmi place să spun pacientului să aleagă el care îi ofer variantele bune și el o să prefere o variantă, pentru că una lasă o cicatrice, să zicem, pe frunte, una lasă la baza nasului, una lasă în șanțul nazogenian. Da. Ce voiam să vă întreb? Se întâmplă să avem o traumă? Uite, de exemplu, în cazul acestei doamne, da, care a fost mușcată de câine. Sunăm la 112. Ce trebuie să facem, nu știu, ca să vă ajutăm pe dumneavoastră, în afară de să ne rugăm să fiți de gardă la spital sau prin zonă sau să nu fiți în concediu? Așa, ce ar trebui să... Acum avem noroc că este și colega dumneavoastră. Ce ar trebui să facem, nu știu, ca să ajutăm... Să ajutăm să fie intervenția de un succes. În primul rând, este important ca pacientul să nu mănânce, ca să putem să intrăm cât mai repede în operație cu deci, pacientul. Deci, din secunda în care s-a întâmplat ceva, nu ne apucăm să mâncăm, că atunci întârziem intrarea în operație, așa? Exact. Dacă cumva sunt leziuni care obstruează căile aeriene, să fie o sângerare sau e important ca zonele respective să fie eliberate ca pacientul să poată respira. În primul rând, pacientul trebuie să fie stabil hemodinamic, adică tensiunea să fie cât de... Că după ce se poate face dumneavoastră, să nu sângereze foarte mult, să se facă presiune la locul sângerării, să se elibereze căile aeriene, sunat la urgență, la aduce în urgență și de acolo o preluăm noi, să intrăm în operație. Da, vreau să vă întreb în cazul unei traume de deget. Deci s-a întâmplat, eu am fost martor odată, un amic de-al meu a rămas fără un deget, mă rog, un incident absolut total. Deci în afară de a țopăi în jurul degetului și să mă sterilizez pe acolo, n-am reușit să fac mare... Adică urlam gheață, nu știu, ce trebuie să faci? Bine, trecând de momentul șocului, așa. Important să se pună în comprese sau în ceva pansament umed, degetul. Deci degetul într-un pansament umed, așa. Peste el se pun comprese
uscate în altă punguliță și doar la exterior gheața, pentru că dacă gheața se pune direct în contact cu degetul, apare o degerătură, nu mai putem să replantăm degetul. Asta e foarte important. Aha, deci este o prostie să pui membru direct amputat sau așa direct în gheață. Deci întâi în ceva umed, da, după aceea uscat și da, după aceea gheață. Să nu intre în contact direct, că altfel apare degerătura, șansele de replantare sunt zero. Da. Foarte bine că ați lămurit asta. Uite, am să le rog pe colegele mele mâine să facă un material, că cine știe, poate mai ajutăm și noi niște oameni cu informația asta să salveze și să vină cu șanse reale de recuperare la dumneavoastră. Sunt alte informații în caz de traumă pe care ar trebui cei care le urmăresc să ne știați, avea ceva sfaturi să le dați? Da, în cazul unei traume în care apare sângerare, orice garou este important, membru trebuie ținut în sus și atunci sângerarea. Când ține membru deasupra nivelului inimii, pierderea de sânge este mult mai mică. Deci fie că este vorba de un membru superior, sau deci inferior, mână sau picior, deci ținem ridicat, mai sus, așa, exact, da. Un garou, și atunci pierderea de sânge e mult, mult mai mică. Așa, sau aproape inexistentă. Compresiv, la locul sângerării, trebuie ținut compresiv. Și cât mai repede la urgență, ideea e că replantările se pot face în 6 ore. Acum există și studii în care s-au făcut după 72 de ore, dar șansa de reușită scade după 6 ore semnificativ. Pentru că încep țesuturile să degradeze. De 6 ore este timpul ideal în care ar trebui să ajungem și să fim deja în operație. Da. Bun, și dacă este vorba, nu știu, de un membru mai mare, noi am vorbit mai devreme de un dege, dar dacă este vorba de o mână, de un picior, la fel trebuie să procedăm, deci tot așa înfășurăm întâi în apă, ceva cu apă, un pansament umed, să zicem așa, după aceea uscat și după aceea gheață, dacă o fi să fie, dar niciodată gheață, pentru că putem distruge șansele de a recupera membrul respectiv. Da, am avut un domn care și-a pus degetele la congelator până a pornit și... Aoleu, la congelator și n-ați mai putut să mai faceți nimica. Am încercat, dar nu, n-a ținut. A trebuit să dezghețăm degetul. Eu, sincer, am încercat, știam că șansele sunt extrem de mici și așa a și fost. Pe unde a mai ajuns, nu știu, a evoluat chirurgia asta reparatorie? Cam ce minuni se pot face la ora asta? Știm deja minunile, cumva ne și învățăm cu minunile făcute de dumneavoastră la Spitalul Județean de Urgență. Dar cât de departe s-a ajuns? Cred că aproape orice zonă cu lipsă de substanță poate fi reconstruită. Adică cele mai complexe intervenții din materie de chirurgie plastică sunt transferurile libere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi luăm un țesut, indiferent că e piele, mușchi, grăsime, dintr-o zonă, izolăm vasele de sânge, arterele și venele și le punem la locul în care lipsește. Adică le anastomozăm, le coasem la arterele și la venele din altă zonă. Sunt operații lambur mai grele, zone mai greu de disecat, sunt lambur mai ușoare, dar astea sunt cele mai complexe ca și intervenții în materie de chirurgie plastică. Deci sunt absolut fascinată de tot ceea ce povestiți, cum fascinați sunt și cei care ne urmăresc. Furcea Ioana, am lucrat personal cu doamna doctor și este un om frumos și deosebit. Aditene, o binecuvântare pentru Bistrița, vă mulțumesc. Vasi Moișan, un om extraordinar. Deci vă iubește foarte mult lumea, doamna doctor. Bistrițenii s-au atașat de dumneavoastră. Nu mai scăpați de aici, din orașul ăsta. Nu vă mai lăsăm să mergeți. Nici nu vreau să plec. Mă simt flatată. Mulțumesc frumos. Da, deci este o bucurie și pentru mine. Bine, mă așteptam cumva, invitându-vă în studio, am vrut să răspund și cererilor celor care ne urmăresc sau ne citesc pe bistrițeanul.ro, care voiau să vă avem aici în studio. Uite, așa de multe chestii le-ați lămurit astăzi, absolut importante. Deci, bun, cu traumele am lămurit-o. Da, cred că mă gândesc, mi-a rămas în minte chestia aceea cu pleoapa. Mi se pare o magie ce ați făcut acolo, să reconstruiți o pleoapă pierdută printr-o mușcătură de câine. Da.
Deci, este... Apropo, care sunt, nu știu, operațiile care vă plac dumneavoastră cel mai mult? Cele de chirurgie estetică sau fiecare este sau cele de chirurgie reconstructivă? Cred că partea de microchirurgie mă fascinează foarte tare, dar și partea de estetică. La partea de estetică vezi rezultatul imediat, vezi satisfacția pacientului imediat. Pentru cei de reconstructivă văd efectele în timp, adică poate să se întoarcă la muncă, poate să folosească mâna, se poate sprijini pe picior, dar în ceea ce privește estetica vezi rezultatul imediat, vezi faptul că încrederea pacientelor în ele crește foarte mult, vezi că radiază. Îi greu de pus în balanță, cred că se completează una pe alta. Unul e nevoia mea de a face lucruri minuțioase, asta mi-o satisfac ce microchirurgia, și partea cealaltă de a vedea pacienți fericiți în scurt timp, e partea de estetică. Obișnuiesc pacienții dumneavoastră să se reîntoarcă, nu știu, după ce i-ați operat, să vă mulțumească? Da, am surprize plăcute, sunt care și în fiecare an îmi scriu cum le-am schimbat viața, cum îi văd oamenii altfel. De exemplu, am și unele, să zic, reconstrucții de nas cu malformații congenitale, s-au născut cu nasul în anumit fel, de nu vorbim de defecte micuțe, da, cum da, se întâmplă da. De obicei, sunt unele malformații destul de urâte care ți afectează efectiv da. Viața și odată corectate, cu siguranță acei oameni simt că renasc. Așa este. Zicea că chiar dacă ei se acceptă la un moment dat așa, după intervenție lumea îi vede altfel și e o satisfacție mare. Da. Voiam să vă întreb cum v-a trimis acel pacient scrisoarea la ziar, deci dânsul a vrut să afle toată lumea de ceea ce faceți dumneavoastră, de pacienții prin traumă, de exemplu de acel tânăr de 19 ani de care îmi povestea, vă interesați dumneavoastră după ce a mers acasă să vedeți cum este, vă sună ei, aveți surpriză să-i vedeți că vin pe picioare? Pe majoritate îi urmărim prin ambulator, îi chemăm la controle. A, da, aveți consultații în ambulatorul Policlinica Bistrița? Da. Da, în ce zile? Marțea. Marțea, de la ora... 9 la 14. De la ora 9 la 14. Uitați, întreba și Rebecca Coman unde vă poate găsi. Deci, marți, de la ora 9 la 14, puteți fi găsite la Policlinica Bistrița. Bănuiesc că se face o programare... Se face online, da. Online și cu ajutorul lui Dumnezeu o să găsească și un loc liber în lista dumneavoastră. Da. Ce vă impresionează cel mai mult la pacienții cu traumă? Revederea aceea de după, când vin, nu știu, la reconsult? Da, unul și progresul pe care îl fac ei. E foarte importantă, la chirurgia reconstructivă e importantă și recuperarea lor. Și efortul lor de a mișca uneori e foarte dureros, nu trebuie să renunțe, mulți reușesc, unii din păcate nu sunt foarte conștiincios cu recuperarea și atunci nu e suficient adică să faci... Adică stați, explicați-mi. De exemplu, faci operație la mână, reconstruiești un tendon. Da. Dacă pacientul nu mișcă conform indicațiilor, se blochează într-o cicatrice, se face un țesut aderențial. Trebuie să înceapă mișcarea imediat. Ea poate să fie dureroasă mișcarea când începe. Unii renunță, din păcate, din cauza durerii, nu fac mișcarea sau consideră ei că trebuie început mai târziu decât am recomandat eu. Și atunci unii trebuie să revină la intervenție ca să, chiar dacă tendonul îi integru, îi prins într-o cicatrice din cauza că nu reușește să miște suficient de repede și atunci trebuie eliberat tendonul. Există o rezolvare și pentru asta, dar mai bine mișcă din timp decât să ajungă la o reintervenție. Deci este și un plan de recuperare după, da. De exemplu, și la o chirurgie a feței, nu știu, a avut cineva o traumă și aici recomandați exerciții prin care să-și refolosească, nu știu, mușchii feței. Da, masajul e foarte important. Depinde de patologia care au avut-o, de traumatism. De exemplu, dacă vorbim de zona pleoapelor, sunt niște exerciții speciale care trebuie făcute să întărească mușchiul. Dacă vorbim de cicatrici, e foarte, foarte important masajul. Pentru că pe lângă cicatricea de la exterior se formează și o cicatrice la interior, care trebuie aplatizată prin masaj. Sunt și creme speciale care se pot aplica la nivelul respectiv. Recuperarea, de multe ori în chirurgia reconstructivă, e la fel de importantă ca și intervenția. Important ca pacientul să aibă încredere în recomandările medicului, să le respecte.
Pentru unii pacienți, într-adevăr, e foarte dificil. Unii sunt din sate, destul de izolate, să ajungă la un kinetoterapeut e foarte, foarte dificil, dar încercăm să-i ajutăm cum putem ca să facă recuperare, să-și revină mâna, membru. Până la urmă, pentru ei extrem de important să poată să-și folosească mâinile. Da. Rebecca Coman, doamna doctor, v-a spus unde o puteți găsi și la Policlinica Bistrița și la cabinetul dânsei de pe strada Falezei, numărul 47. Am și reținut, doamna doctor. Așa, felicitări pentru emisiune, ne scrie Ana Vatca, este minunat să auză doctoriță, ce doctoriță minunată avem la Bistrița, mult succes. Da, doamna doctor, nu o să vă vină să credeți, dar a trecut aproape o oră de emisiune. Nu v-aș lăsa să plecați din studio înainte să-mi spuneți ce vă place la Bistrița, la orășelul acesta micuț pe care l-ați ales pentru cariera dumneavoastră profesională. Dacă vorbim de spital, da, ceea ce e foarte important pentru mine, partea de chirurgie, faptul că am tot ce am nevoie ca să-mi desfășor activitatea. Dacă vorbim despre oraș, îmi place că e un oraș liniștit și îmi plac foarte mult împrejurimile. Cred că am vizitat tot județul Bistrița dintr-un capăt în altul, poate mai mult ca și Bihorul. Am fost curioasă și în stânga e frumos și în dreapta, oriunde mergi cu mașina, ai parte de munți, de peisaje foarte frumoase. Și asta vă place tare mult. Foarte mult. De la colegii dumneavoastră, chirurgii generaliști, aflasem, nu vreau să vă las să plecați din studio înainte să vă întreb asta, că sunt acum tot felul de fire de sutură care se folosesc, adică atât de mult a evoluat în zona asta medicina, da, că puteți face aproape invizibile anumite cusături, cicatrici, așa este? Da. Există suturi speciale, cu fire speciale. Care... Am înțeles că există și intradermice cumva, deci nu mai e cum ținem noi minte de acum 20 de ani. Sutura pe la suprafață. Așa, da. Se face o sutură prin piele cumva și atunci se văd doar capetele firelor, rămâne doar o cicatrice liniară. Mm-hmm. De exemplu, cicatricile acelea urâte de cezariene sau în cazul în care se vindecă este o cicatrice chiloidă, am zis bine acelea, da, mai arată așa, da. Se poate face, adică ați spus mai repede, de acele injecții care se pot da timp de 6 săptămâni, dar sunt situații în care, de exemplu, mai trebuie să interveniți dumneavoastră ca și chirurg estetician și să refaceți dumneavoastră cu o sutură specială? Da, sunt cicatricile late care se pot îngusta și se face sutura aceea specială. Întotdeauna la față se face sutura asta. Dacă vorbim de alte zone de corp, deasupra articulațiilor nu prea e bine să faci pentru că se pot desface la mișcare. Trebuie făcută o sutură mai rezistentă. Sutura asta intradermică nu e cea mai rezistentă, dar e foarte importantă să fie făcută pe zonele la vedere. Există fire speciale pentru suturile astea. Cicatricile cheloide și hipertrofice, după ce se aplatizează, se pot exciza și injecta imediat cortizon ca să nu crească, să le mai îngustăm. Și după ce se resuturează cicatricile să fie foarte înguste, există alte proceduri ca să le îmbunătățim, să devină aproape invizibile. Și liniuța aceea care rămâne, să o ștergem aproape complet. Mm-hmm. Bine, Liliana Doina, bună seara, mulțumesc mult pentru operația făcută, sunt super mulțumită. Lori Dombrea, un om deosebit și cu suflet mare, tuța, un om extraordinar de bun. V-am spus numai comentarii frumoase aveți, doamna doctor. Mulțumesc, mă bucur. Noi vă mulțumim tare mult că sunteți la Bistrița, vă mulțumim pentru toți pacienții cărora le-ați redat speranța și șansa la o viață normală după o mare traumă sau, nu știu, după un defect genetic, așa, de la naștere, care omul s-a născut și dumneavoastră l-ați corectat. Vă mulțumim pentru prezența din această seară în studioul Bistrițianul Live și vreau să vă urez succes în tot ceea ce faceți și să știți că oricând aveți nevoie, nu știu, de sprijinul nostru, dar să simțiți cumva dragostea oamenilor. Aici la Bistrițianul sunt cititori deosebiți care recunosc meritele dumneavoastră și tot ceea ce faceți. Vă mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase. Mulțumesc mult, doamna doctor! Vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. O seară frumoasă în continuare și nu uitați, mâine seară ne vedem tot aici la Bistrițianul Live. Am o poveste frumoasă pentru voi cu Castelul de la Pozmoș. O seară frumoasă tuturor!